Chiar dacă mercurul din termometre arată minus 15 grade Celsius la mijlocul zilei, legumicultorii din Orhei se pregătesc pentru lucrările agricole de primăvară. Câteva zeci de legumicultori au discutat în cadrul unui seminar teoretico-practic despre particularitățile cultivării legumelor în serie în condițiile climaterice ale anului curent. Seminarul cu tematica cultivării legumelor în serie s-a desfășurat în satul Brăvicin, raionul Orhei. Oameni de știință și specialiști în domeniu au vorbit legumicultorilor despre tehnologiile de cultivare a materialului săditor în teren protejat. Accentul a fost pus pe particularitățile de producere în condițiile temperaturilor foarte scăzute din ultimul timp. Pentru producerea legumelor este absolut necesar avea o răsadă foarte bună. Cei care produc răsadă pentru serie țină cont de condițiile care le au. Pentru a înființa răsadul, numai decât în astfel de condiții se acoperă după însămânțare cu un mulci, cu o peliculă care se menține, care contribuie la menținerea temperaturii până la apariția. Dar trebuie pelicula de scos înainte de a apărea plantele. Chiar dacă este frig afară, noi totuși trebuie să găsim în zilele însorite sau în orele însorite să aerisim aceste sere ca să menținem și umiditatea, să ridicăm temperatura, să fim prudenți ca să nu se cadă temperatura în temperaturi negative, să nu avem la suprafața în seră. Fermierii, deși au experiență și muncesc în ramură de ani buni, afirmă că au aflat multe lucruri utile. Seminarul de astăzi e foarte util, mai ales la ziua de astăzi, în perioada când noi suntem tare afectați cu seșta și ultima ramură care poate să ne mai aducă un beneficiu este ramura legumiculturii, care astăzi ne-a învățat la Institutul de Știință, ne-au demonstrat prin metodele de cultivare, de protecție, de irigare, toată tehnologia avansată în culturile legumicole. La orice întrunire a fermierilor, noi dispunem de informații, ne facem experiență de schimb, aflăm lucruri noi în privința întreprinderilor noi, tehnologii mai noi și ne stăruim să învățăm, adică la orice întrunire să fie ceva mai tot mai nou și mai nou pentru noi ca să ne putem dezvolta și pe viitor, să producem cât mai calitativ și mai bun pentru chiar și a exporta în afara Republicii Moldova legume. După lecțiile teoretice, participanții la seminar au vizitat serele legumicultorului Dumitru Caraman din Brăvicin. Deși este un legumicultor experimentat, fermierul spune că se descurcă cu greu cu creșterea răsadului în condițiile gerului din iarna aceasta. Ne descurcăm foarte greu. Acum sunt temperaturile foarte joase și noaptea stăm la fiecare oră și facem focurile. Tot că este greu, așa ne luptăm, trebuie să existăm și ne străim și tot cât mai frumos. În raionul Orhei se produc anual 7.000 tone de legume, care asigură doar 50% din necesitățile consumului de legume în stare proaspătă pe raion. Direcția Agricultură Orhei și filiala regională AXA desfășoară cu regularitate seminare în diverse domenii ale agriculturii. Mihai Obreja, Ion Alexeev, Orhei, fiți la curent!